Doi elevi sibieni vor vedea Japonia. Au participat la concursul de cultură generală privind legislația locală și au obținut cel mai mare punctaj. Așa că timp de 7 zile vor vizita orașul Takayama din Japonia. Alți 6 tineri au câștigat câte un laptop, un costum tradițional românesc și o bicicletă. Concursul Siblegii s-a avut loc în luna decembrie și a fost organizat de Serviciul Public de Poliție Comunitară și Primăria Municipiului Sibiu. S-a adresat elevilor de gimnaziu din clasele a 7-a și a 8-a, dar și liceenilor. A fost un succes pentru că față de ediția 1, putem spune, a fost un număr dublu de participanți, peste 80. Anul acesta avem câștigători ai marilor premii, 2 băieți, față de anul trecut când au fost 2 fete. Premierea câștigătorilor a avut loc în prezența primarului Claus Iohannis. Elena Maria Popa și Vlad Câmpean au primit câte o bicicletă. Alexandra Maria Mazilu și Camelia Oprea, ocupantele locului 3, au obținut câte un costum tradițional românesc. Maria Lucia Sevestrean și Irina Solomon, ocupantele locului 2, au primit câte un laptop. Marele premiu câte o excursie de 7 zile în orașul Takayama din Japonia a fost obținut de Mihai Cristian Miron și Radu Dalidis. Reușit să câștig premiul 1 și mulțumesc organizatorilor acestui concurs. Mulțumesc în primul rând organizatorilor care au făcut posibilă desfășurarea acestui concurs. Concursul Siblegii s-a avut ca scop impulsionarea și promovarea spiritului civic al tinerei generații, iar participanții la concurs au avut de elaborat un eseu, dar și de rezolvat un test grilă.